Ce te faci când dai în cap cu aceeași mână cu care îți faci cruci? Ce te faci când pupi icoane, dar schilodești oameni cu bună știință? Ce te faci când suduiești cu aceeași gură cu care îl preaslăvești pe Dumnezeu din ceruri? Credința nu e în gesturi, ci în fapte, nu în mătănii, ci în vorbe bune. În seara asta vă vorbim despre habodnicii care se cred sfinți. Își caută izbăvirea cu orice preț, dar uită să fie oameni. Urmăriți un reportaj despre credință, dusă până la extrem. Dar de ce sunteți agresivi? De ce sunteți agresivi? Stați cu minte! Stai, domnule! Stai, domnule! Sunt imaginile care au revoltat o țară întreagă. L-a bătut? Vai de mine, și de mine. Un auto-intitulat călugăr care își trăiește viața în post și în rugăciune a simțit nevoia să sfâșie, să dea cu parul într-o echipă a emisiunii noastre care ancheta modul în care un preot și acoliții lui și-au deschis o mănăstire privată la adăpost de privirile indiscrete ale străinilor. De aici cred că și sunt un fel de sectanți care, eu așa-i văd, ca niște sectanți. În această seară stăm de vorbă cu persoane avizate pentru a ne răspunde la câteva întrebări. 1. Ce au de ascuns? Și 2. Tineri aflați în acest loc suferă de tulburări psihice și afective și au fost supuși unor slujbe de demonizare? De ce cauți tu aici, măi? Da, și am te prostit mai rău, măi. Băi, dacă nu mă calma părintele, era bai de capul la multă lumea. Să trăiești în fiecare zi cu gândul că ai nevoie de un părinte ca să te aducă pe linia de plutire, tu să nu poți să ții mentalul în control, este destul de grav. Bă, unele dintre ritualurile religioase sunt capabile să calmeze agitația unor oameni. Ce cauți tu aici, măi? Da, și am te prostit mai rău, măi. Băi, dacă nu mă calma părintele, era bai de capul la multă lumea. De la această declarație pornim și noi în căutarea adevărului. Vrem să știm exact ce l-a transformat pe omul acesta credincios într-o fiară sălbatică. În primul rând, suntem foarte curioși de ce a reacționat acel băiat așa, atât de agresiv, pentru că dacă dumneavoastră le spuneți rugăciuni, îi învățați de bine, nu înțelegem de ce l-a atacat pe colegul nostru. Domnul, nici eu n-am înțeles reacția lui. El mi-a explicat că n-a mai putut efectiv. S-a enervat prea tare, că tot timpul erau cu camere deasupra. S-a enervat, vrea și o viață niștită. Păi ce tot vreți? Asta vrea. Ce tot vreți de la ce aveți? Și normal că nu mai putut să-l acum. Îi pare și lui rău cum reacția aia. S-a ajuns voi rău din calea afară. Deja eu rău am venit aici, mai rău poate. Să ne întoarcem la ziua fatidică de 3 martie. Colegii noștri, Sebastian Secan și Valis Tavariu, se află la prilog vii să verifice informația episcopiei potrivit căreia gruparea strânsă în jurul părintelui Emanuel Oros o să fie desființată de la 1 martie. Sunt încă aici. N-au plecat, deși e 3 martie. Ce să fie oare în acest loc ferit de ochii lumii și înconjurat de garduri înalte? După ele se ițește un tânăr a cărui înfățișare aduce mai degrabă cu cea a unui călugăr. Poartă haine cernite și are capul acoperit cu o căciulă neagră. Își face de lucru prin curte. E un preot? Ca un călugăr? În pridvor apare o tânără. Este și ea îmbrăcată ca și cum ar trăi într-un așezământ monahal. Unde s-a mai pomenit însă mănăstire unde să stea la un loc maici și călugări. Femeia nu este ruptă totuși de lume. În mână are un telefon mobil. Se comportă ca și cum nu s-ar fi întâmplat nimic, ca și cum nimeni nu le-ar fi zis că trebuie să plece. Apare o altă femeie cu o carte în brațe. Vorbește la telefonul mobil. Intră în casă pentru scurt timp. Carte de rugăciuni. O alta deretică prin curte. Sunt 4, 3, 4. Seamănă cu niște măicuțe. Ne observă o femeie. După câteva minute își reia treburile. Scutură un covor și pare să ne ignore. Sunt mulți tineri care încearcă să adopte calea izolării de comunitate și calea spirituală pentru că au trăit un eșec social. De cele mai multe reșec de relație cu familia. Ei sunt atât de orbiți și de manipulați încât ei cred că acolo unde se găsesc ei este raiul lor și locul lor. Nu văd dincolo, înțelegi? Sunt orbiți într-un sens metaforic. Dumneavoastră păstoriți niște tineri. Lumea spune că acolo aveți o sectă. Este sau nu este așa? Cine a spus că este sectă, doamnă? Dumneavoastră a spus-o, nu eu. S-au retras să stea aici la liniște pentru că vor să fie rupt de lume și nu să lăsați în pace. Potrivit spuselor dânsului, vor să-și găsească liniște.
Asta nu părea deloc că avea a face cu un caz în care un om și-a găsit liniștea. Spuneți-ne, ce fac tinerii acolo, efectiv? Întrebați-i pe doamnă, bine, vă rog frumos. Păi vreau să vă întreb pe dumneavoastră, cu tot respectul. Am vrut să vorbim cu tinerii care stau în această casă. I-am găsit într-o mașină pe picior de plecare. De la canal de suntem. Nu ne filmați, că vă spați camera. Las camera la mașină. Da, așa vă învață credința ortodoxă să fiți agresivi. Dar eu vreau doar să vă întreb. Ce să mai spui când auzi aceste cuvinte? Ea un lider care le-a, cum se spunea, dezaxat puțin, i-a inoculat mental. O fi om al lui Dumnezeu? Și până la urmă, ce au de ascuns acești oameni și care e credința lor? Nu aveam cum să ne răspundem la aceste întrebări. Nici prea mult timp de gândire n-am avut, căci ce avea să se întâmple ne-a lăsat fără reacție. Dar de ce sunteți agresivi? De ce sunteți agresivi? Stați cu minte! Stai, domnule! Stai, domnule! Stai cu minte! Stai cu minte! Stai cu minte! L-a bătut? Vai de mine, și de mine. Imediat apar vecinii. Sunt șocați și le iau la întrebări pe tânăr. Sunt îndârjiți încât nu intri în perimetrul lor. Probabil că a stat și a privit de dincolo de gard și s-a adunat în el mânia. Violența asta este direct proporțională cu perioada în care a stat și a adunat în el frustrarea respectivă, că sunt oameni care nu îi dau pace. Câți oameni locuiți aici? Uite, eu și cu câine, hai că... Uite-l, vezi? O să dai de sau mai grijă pentru câine. Și gesturile astea spre propriul corp arată că se simte o victimă de mult timp și că încearcă să-și rezolve situația, dar nu este lăsat. După cum se fac aceste gesturi în lateral cu mâna, acesta nu este un om agresiv. Oamenii agresivi de obicei fac gestul spre tine. Se repet direct la tine. Hai, bă, dar spuneți, dar fără să fiți agresiv. Gata. Așa. Eu vreau să ne lăsați în pace. Așa, eu vreau doar... Așa. Nu mă interesează că mă filmesc, așa, okay. Nu mă interesează. Comportamentul lor este de oameni care sunt violenți, bipolari, capabili de lucruri foarte grave, triste. De asta mai bine să nu le încerci să le tragi pragul. Cred. Nu, că mi-e frică de dumneavoastră acum, nu mă mai apropiu. Stați acolo, că e suficient să vin, nu vă apropiați prea tare, că nu are sens să vă apropiați. Și se pare că odată ce a conștientizat gravitatea faptei și prezența poliției, tânărul încearcă să joace cartea nebuniei. Eu am vrut să mă sinucid, mă înțelegi? Am înțeles. Bă, nebunule, mă! Și gata. Du-te, mă, canină de un crac, mă! De ce să mă sinucid? Că ești nebun, mă! Păi dacă mi-au zis care-i calea, nu mă mai sinucide. Ce nebunule, ce ești tu, mă? Dar bine, fac scandal aici. Ei, dacă ar fi oameni de bine, ar primi cu pâine și seara, spune, vă poftiți. Deci oameni crincioși nu vin aici să ne caute. Dar ce-i aici? E o mănăstire sau ce-i aici? Nu-i nimica, e o casă și gata. Nu mai tu dai explicații. Dar v-am spus treaba ta, bătrâne. Proaica a căutat echilibru într-un așezământ care să-l delimiteze de comunitate, de ceilalți oameni. Sunt și bărbați în familie care sunt mai moi, se însoară pentru că sunt destul de sensibili și adună în ei și la un moment dat răbuvnesc și devin foarte violenți. Când apare poliția, tonul vocii scade și discursul este altul. L-am apucat cu mâna de el, domnule, uitați-mă. Să vă spun ce caut aici. Am stat aproape 11 ani la Occident. Du-te, mă, și tot am pierdut și am avut pentru că sunt și eu lucrez, am înțeles. Și unde să mănânc? Ok. Arată că ceva nu este în regulă în locul respectiv. Simțiți ceva necurat? Absolut, categoric, categoric. Vibrație negativă, vibrație periculoasă. Nu v-aș recomanda să vă duceți dacă nu vreți să întâmple mai urât decât s-a întâmplat. Și totuși nu e o casă oarecare, ci una aflată în mijlocul unui scandal cu furt de moaște. Se pare că sub acoperișul lor ar fi ascunse rămășițe sfinte a căror proveniență e incertă. Erau niște cutiuțe cu sfinte moaște, zicea. Iar este foarte greu de
de verificat. Aveți aici moaște? Sunt moaște aici? Ce moaște? Ce sale moaște? Eu nici nu știu ce sale moaște. Ce te mânevesc cu moaștele tale? Vă arătam acum câteva luni imagini incredibile surprinse cu talismanul straniu de la gât, bine protejat într-o pungă. Ce-o fi oare? Acel talisman trebuie investit cu niște puteri. Că este o piatră magică sau că este un inel pe care îl poți da deget să-ți aduci aminte că ești căsătorită cu respectivul, că este... Sunt moaște cu o putere spirituală deosebită. Talismanul la asta servește, să-ți amintească suficient de des că e cazul să-ți controlezi comportamentul. Ce cred acești oameni? La cele sunt trebuincioase talismanele care nu se găsesc de vânzare în biserici? Ei cred că într-adevăr asta le dă o anume putere și că îi vindecă. Preotul Emanuel Oros, cel care i-ar ghida pe tinerii pe care i-ați văzut în imaginile de mai devreme, a ajuns în atenția întregii țări, după ce a fost suspectat că ar fi fost implicat în furtul dintr-o mănăstire grecească, a mâinii Sfântului Haralambie. Instanța a hotărât însă că e nevinovat. Nu prin pușcărie, nevinovat, am fost acuzat, am fost blamat în public, nimeni nu a făcut după aia curățenie, zică, domnule, preotul ăștia a stat pe nedrept acolo și bătut lumea de ei, eu acuzat în fel și chip, m-au băgat biserica. N-am văzut nimic să zică cineva frumos despre noi, da, dragilor, uite, în sfârșit, preotul a fost nevinovat. Vinovat a fost găsit doar un călugăr, Serafim. Nu-i nici călugăr sau e călugăr, Serafim, care o lua mâna. Și zice, ține și tu bagajul ăsta, ajută-mă. Și eu și oricare când zice ajută-mă, nu ajut, că ajut. Am înțeles că o declarat că o vrut să ducă mâna în sat să vindece oameni. Cum, și... cum mi se pare? Cred că e sclintit la cap. Nu e normal, că așa ceva cum poți tu să faci? În primul rând trebuie să devii un sfânt ca să poți face așa ceva, nu un muritor. Tocmai ați ascultat-o pe mama unui alt băiat, acuzat inițial de implicare în furt. Instanțele din Grecia l-au condamnat cu suspendare. M-a sunat că pleacă în pelerinaj, că mai sunt câteva locuri. Am discutat, am căzut de acord și s-a dus. Și eu mi-am pus întrebări, dar cred că numai cel de sus știe de ce. De ce și de ce a picat el? Cum ați primit vestea că a fost închis alături de alți trei preoți? Pentru... Pe nimeni mi-a venit să cred, am zis nu se poate. Pentru ce? Cum? De ce să fie închis? E inexplicabil, inadmisibil așa ceva. Bogdan, se fac așa ceva? Nu se poate. Nu se poate. Cuvinte pe care femeia le repetă în cascadă. Mintea ei s-a blocat fix în noaptea în care a auzit că băiatul ei e după gratii. Cum au trecut zilele? Nu prea pot să vă spun. Că mă gândesc că uite, n-am gândit niciodată, tot am auzit cazuri că au stat oameni închiși ani de zile și au fost nevinovați. Dar să se întâmple mie, nu m-am gândit să mi se întâmple mie. O să încheiem acest material cu iertare și ne iartă nouă greșelile noastre precum și noi iertăm greșiților noștri. Noi îl iertăm pe băiatul rătăcit în credință. Pe restul, care se folosesc de aceste suflete și îi lasă să se piardă în habotnicie, îi lăsăm să vorbească cu Dumnezeul lor, oricare ar fi el. Că la urmă fiecare avem o cruce. Mai grea, mai ușoară, asta este viața. Acum, de exemplu, când vă puneți în pat înainte să dormiți, ce-i cereți lui Dumnezeu? Să vină întreg acasă, sănătos.